Ieri, guvernul a aprobat programul de sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. Scopul principal al acestui program este acoperirea necesarului de carne de porc din fermele autohtone. În prezent, peste 50% din consumul de carne de porc din România provine din import. Cei care doresc să beneficieze de acest ajutor de minimis trebuie să știe că au de îndeplinit câteva condiții. Să se înregistreze la Direcția Sanitară Veterinară, să depună o cerere la Direcția Agricolă, să dețină suficiente suprafețe de teren sau să achiziționeze cereale care să-i permită creșterea acestor porci până la o greutate de 130 de kg. Se obligă prin cererea care o depune la Direcția Agricolă să vândă cel puțin jumătate din numărul de capete primite gratuit. Programul de sprijin pentru crescătorii de porci din rasele românești Bazna și Mangalița urmărește mai multe obiective. În primul rând, acoperirea necesarului de carne de porc produs în România. Încercăm să punem în valoare fermele mici care dețin potențial, care au cereale și care pot crește valoarea acestei ferme prin creșterea și comercializarea acestor porci. Un alt scop ar fi ca să aducem pe piața românească carne de porc sănătoasă. Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018-2020, iar suma alocată pentru anul acesta este de 4,6 milioane de lei.